O femeie din municipiul Zalău a fost lovită cu pumnii și picioarele pentru un telefon mobil. După ce i-a aplicat mai multe lovituri, bărbatul i-a luat telefonul și a fugit. Agresorul a fost identificat de polițiști, iar în prezent se află în arest pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat de presă remis de procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, în data de 23 octombrie 2016, în jurul orelor 6:40, afară fiind întuneric, persoana vătămată CA, în timp ce se deplasa pe strada General Dragalina din municipiul Zalău, când a ajuns în apropierea blocului D5, a fost atacată de inculpatul marincaș Răzvan Mihai, care i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, iar după ce susnumita a căzut la pământ, i-a sustras din mână un telefon mobil marca Sony Xperia, după care a plecat printre blocuri, lăsând-o pe persoana vătămată căzută la pământ. La data de 24 octombrie 2016 s-a referat cu propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile a inculpatului Marin Răzvan Mihai. Propunerea a fost admisă la data de 24 octombrie 2016 de judecătorul de drepturi și libertăți în cadrul judecătoriei Zalău, care a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 24 octombrie 2016 până la data de 22 noiembrie 2016 inclusiv.